Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. Să vorbim de Valentina, mie mi se pare că e un caz foarte deosebit, ea. Așa povești, dacă sunt adevărate și cred că sunt, eu n-am mai auzit, să știți. Dar n-am mai auzit. O fată așa de tânără și se treacă prin atâtea. Și asta doar din cauza unui bărbat. Să știți că nu se merită. Nu se merită să faci sacrificii pentru un bărbat. Absolut deloc. Chiar nu. Eu n-aș face. Am văzut că a fost invitată la cină de băieți. Cred că au fost și ei impresionați de povestea ei. Bineînțeles că au gătit, s-au purtat frumos, pentru că așa fac ei cu toate. Iar când au stat la masă și a început cu întrebările și răspunsurile, au fost foarte interesați de munca ei. Erau curioși. Cred că unii dintre ei n-au mai, poate n-au văzut niciodată un meu video chat. Așa că am văzut că ea a vorbit mai mult cu Albert. Cred că îl place. Dar nu știu el. Nu știu el. A povestit că a făcut întrerupere de sarcini. Că fostul ei soț nu voia copii. La început spunea că nu vrea, apoi că, când a aflat că ea deja s-a răcit și nu mai îl vrea, a propus ca să facă un copil. Apoi n-a mai vrut ea, nu erau pe aceeași lungime de undă în același timp. A văzut că a vorbit cu fetele despre asta, a povestit din căsnicie iratată, toxică. Eu știți ce mă mir? De ce a stat așa mult în această căsnicie? A văzut de prima dată că nu merge, prima dată când a început să nu mai meargă, gata, nu mai te desparți, te împaci, pentru că degeaba, foarte degeaba e asta. Ea zicea că la început a fost minunat. La toată lumea e așa, la toată lumea e minunat la început, nu contează asta, nu contează. Oamenii se mai prefac, oamenii mai joacă teatru. Deci, când a văzut ceva, un mic semn, mai ales că avea și o prietenă, chiar pe prietena ei, cea mai bună, da? Se vede cât e de bună. O înțeleg perfect, pentru că am trecut și eu prin asta, chiar de două ori, cea mai bună prietenă. Bob, continuare cu Valentina. Chiar spunea că a fost despărțită de mai multe ori. Odată 6 luni, a lucrat în Italia și îi trimitea bani. Da. El în timpul ăsta având pe cineva. Da, a recunoscut că și a avut pe cineva. Păi de ce să-i mai trimiți bani dacă ești despărțit? Da, păi spunea că a fost prima ei iubire și că nu se uită. Păi nu se uită, dacă vezi că nu îi de treabă, îl uiți. Și după o perioadă a stat câțiva ani în această căsnicie, fiind foarte tânără, că de asta mă mir, fiind foarte tânără. Da, dar știți, situația ei de acasă cu tatăl ei care i-a vorbit urât și toate astea, părinții despărțiți, altele sunt multe. Și foarte tinere care caută refugiu în căsnicie, crede că o să fie mai bine, dar nu. De multe ori nu. Altă dată, da, poate să nimerească. Și apoi când au stat de vorbă despre copii, ea își dorea. Zicea că acum avem de toate, avem casă, avem bani, hai să facem copil, el n-a vrut absolut deloc. Că e prea tânără ea, că nu-i pregătit ele, așa sunt bărbații lași de multe ori. De-aia putea să rămână însărcinată și să-l pună în fața faptului împlinit. Uite-te că n-a vrut să crească copilul fără tată, dar și-a schimbat părerea când a văzut că îi o pierde, cum zice ea. Da. Și după ce s-au despărțit, ea spunea că încă avea lucrurile, nu știu dacă și le-a luat pe toate, voia să mute în altă parte, el fiind deja cu prietena ei, foarte multe încurcături pentru o fată așa tânără, foarte multe încurcături. Că de asta mă mir de vârsta ei și să treci prin atâtea lucruri. Eu n-am trecut într-o viață întreagă și am de 3 ori vârsta ei. Cine știe? Cine știe ce viață a avut? Bineînțeles că nu o să ne spune ea tot, dar ceva ne-a spus. Poate mai aflăm pe parcurs. Grave probleme în casa mireasa. Toate fetele plâng, toate fetele sunt, nu toate, aproape toate sunt nefericite.
Chiar una dintre ele zicea că nu o vrea nimeni. Nu știu ce va face Iuliana, pentru că, știți, a fost la un blind date cu Silviu, dar, după ce a aflat de cele 13 relații, mai dă înapoi, așa, s-ar putea să fie printre primii eliminați. Dacă nu vrea nimeni, și nu cred, decât cine știe, poate așa din disperare, frica de eliminare. Frica de eliminare face minuni, să știți. Ați văzut și în sezonul trecut. Din cauza asta a făcut și Sergio cu Madi, cuplu, nu că s-ar iubi, nu? Că nu se vede, nu se vede asta. Iuliana plângea, cred că din cauza asta plângea, că nu găsește partener, dar de ce se grăbește? Ea vrea repede, repede, ea chiar vrea să căsătorească. Andrada a luat-o în brațe, a consolat-o, au stat de vorbă, dar vorbeau încet, în șoaptă, și chiar atunci a intrat Maria, mireasa săptămânii, cu lista de cumpărături și spunea că au depășit această listă. Păi, de obicei se depășește lista din cauza că sunt foarte scumpe și bugetul e mic, așa e părerea mea. Știți că a fost ziua Mariei, ziua de naștere, în 31, au avut tort, au avut puțină distracție, vreo jumătate de oră cred că a fost, că nu le dă mult. Nu le dă mult și... Fetele cu băieții au interacționat, au vorbit toți împreună acolo. Am văzut-o pe Valentina cu Albert și Antonia. Antonia, știți că parcă a mai vorbit, că a primit o scrisoare de la fani care o îndreaptă spre Cristian, dar el nu simte nimic pentru ea. Ea doar îl simpatizează, dar zice că nu mai vrea că o să chelească. Are părul, nu știu cum știe ea ce știe, el s-a supărat pe tema asta, dar el îl place pe Albert, vede că e mai naiv, e foarte versată, cum să-l placă pe Cristian, care și el versat nu se potrivesc absolut deloc. Dar Albert nu cred că o place și nici nu o vrea, a zis că vrea să cunoască toate fetele și că lasă totul să vină de la sine. Da, să vină totul de la sine, hai să vedem cum va veni totul de la sine. Silviu, după ce Simona Gherghe a citit lista cu cererile lui, mai serioase, mai neserioase, să încearcă din nou la Iuliana, pentru că știți, după acest blind date în care s-au înțeles foarte bine până să se vadă, erau atunci când au fost ușile deschise, erau în bucătărie și au avut jumătate de oră, dintre care 15 minute a vorbit cu ea și a vrut să știe dacă m-a interesată de el. Iar el a întrebat că de ce a adus lista. Și el a spus că oricum s-ar fi aflat și mai bine să fie sincer. Da, dar și sinceritatea asta, da, această listă, bun, o face, dar ține o secretă. Să nu știe nimeni, nu știu cum s-a aflat. I-a explicat de ce a adus-o și el crede că ea levită și chiar levită. Ea a explicat, să nu zică că levită, că e mai retrasă, că așa face cu toți, că vrea întâi să cunoască, normal. Să-i cunoască și pe el și pe celălalt, că e foarte devreme. Au vorbit puțin banalități, apoi chiar zicea el că ar vrea să prindă finalul. Toți vor să prindă finalul, dar nu se poate așa ceva. Pentru că dacă nu faci cuplu și repede în prima lună, chiar intri la eliminări, da? Și se iese din casă cu cineva. Chiar vreau să văd pe fata aceea care o să fie a 14-a relație și ea spunea tot la fel că și ea vrea să căsătorească și să iasă cu cineva. Ea își dorește iubire, iubire ca în filme. Și odată să se căsătorească, cred că are o frică foarte mare de abandon, ceva din trecutul ei nu vrea să spună deocamdată. Așa că ar vrea foarte mult Iuliana să-i cunoască pe toți, să vadă cu care se potrivește, normal. Pentru că Silviu nu prea prezintă interes, așa de cât am văzut-o eu. Să vedem după. Cât au fost ușile deschise, după cum v-am spus, toți interacționau, voiau să se cunoască, e și normal asta, pentru că au foarte puțin timp. E, o să fie pe parcurs mai mult timp, o zi întreagă, dar deocamdată nu.
Și am văzut-o pe Valentina, vorbea cu Șervan. El chiar ar vrea-o. Și stăteau de vorbă despre ovăz. Ea voia să-i facă el niște ovăz, cum i-a mai făcut, și i-a plăcut. Zice, vreau să faci pentru mine. Iar Șervan, păi dacă fac pentru tine, fac și pentru mine. Dar nu i-a făcut. Poate că are și el puțin să-și comande. Poate are și el puțin, acum trebuie să-l împartă cu toată lumea, pentru că a venit cu el de acasă, nu-i de acolo. Apoi am râs de nu știu care băiat, zicea că l-a mușcat pisica. Chiar nu înțeleg ce caută pisica în casă. Nu, că n-am nimic cu pisicile, patru pisici am acasă, patru pisici. Mama și trei pui, dar nu înțeleg la mireasă, ne-a dus să și nouă odată trei pisici, că am avut șobolani mari, șobolani chiar foarte mari. Am văzut și eu câțiva din ei, după aceea nu i-a prins nicio pisică. Ceva cu o travă, am scăpat de ei. Și l-am văzut și pe Cristian, stătea acolo cu două fete, cu Valentina și cu Laura, cred că era blond așa. Erau amândouă, una într-o parte, una într-altă, stăteau de vorbă și la un moment dat pe Valentina a chemat-o cineva, a strigat-o și a rămas doar cu ea. A rămas cu Laura, cred că era, da. Iar nu știu ce are el, ce ar putea vorbi cu Laura, pentru că nu e genul lui. De fapt, și ce cred eu, că el, Cristian, nici n-a venit măcar să se căsătorească. N-a venit. Așa că am râs de Silviu, că era supărat că voia și el să vorbească cu Andreea, dar ea s-a așezat lângă Andrei. Andrei zicea că a vrut să-l ajute ca să vină încurcături de băieți. Băieții chiar râdeau. Zice Andrei, am vrut decât să te ajut. Nu l-a ajutat. Cam atât am avut până acum. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută. La revedere!